vreau să văd ce se întâmplă. În curtea Parlamentului. În spațiul Parlamentului există niște reguli de acces. De asta v-am cerut buletinul. Salut, ajutam de cu Maria. Vă rog să vă supuneți la ce va... Intrat în curtea Parlamentului, o să vezi ce se întâmplă. Da, domnule, o știu destul de bine. Da, și ce vreți de la mine? Vă rog să... Nu aveți acces aici. În curtea Parlamentului? Momentan este restricționat. De ce? De ce ridicați, păi domnul? Păi de ce e restricționat un drept fundamental? De ce e restricționat? Vă rog să-mi spuneți de ce e restricționat un drept fundamental? Asta. Exact, e instituție publică, e plătită și din banii mei. Vă rog să nu mai ridicați tonul la mine. De ce îmi limitați un drept fundamental? De ce îmi limitați un drept fundamental? Nu vă limitează nimeni niciun drept. Păi de ce nu mă lăsați să stau aici? Aici este un grup organizat. Așa, și eu am venit să văd ce face grupul organizat. Deci nu aveți dreptul să de ce? Vă aflați aici. De ce? E spațiu public. Deci nu mai e spațiu public. Nu îmi limitați un drept fundamental. Îmi limitați un drept fundamental. Îmi încălcați un drept fundamental. Ok, bine. De ce? De ce mă chemați afară? Am dreptul să fiu aici. Eu nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră, eu vreau să asist aici. Nu, pentru nu ce mă legitimați? Nu aveți. Ce, discută secrete despre noi? Da. Nu e adevărat. Eu vreau să ascult ce discută oamenii ăștia. Poate despre mine discută. Bună ziua. Vă deranjează? Domnul vrea să vă filmeze? Nu? Este ok? Spațiu public. Da? Da. Mulțumesc. Este interes public. Da? Da, mă gândeam că poate aveți ceva de discutat. Nu e secret, chiar din potrivă, noi vom face public tuturor. Exces de zel de jandarm, exces de zel. Habar n-ai pe ce lume trăiești, ce drepturi avem. Habar n-ai pe ce lume trăiești. Hai să nu ne certăm. Dumneavoastră vreți să aflați, este interes mulțumesc, public. Mulțumesc. Deci vă rugăm, haideți să nu... Bun, haideți să... Ai pistol, poți să mă împuști. Bun, vă rugăm frumos. Ce vreți să insinuați? Asta, că sunteți armați. Și periculoși. Va apere dreptul. Primul drept care vă este încălcat este dreptul de a vă exercita profesia. Mergeți dincolo de drepturile pacienților, ăsta este secundar, da? Voi, la voi, dacă nu mai vin pacienți pentru că nu mai puteți să faceți anumite manovrele, voi nu mai aveți de ce să trăiți. Deci primul elementar este dreptul la muncă, dreptul la existență, dreptul la dreptul viață. Profesionale. Dreptul exact. Profesionale câștigate deci, prin muncă, prin examen. Urgent, urgent. Începutul de mers în justiție, după aceea secundar după ce facem noi astăzi, da? Noi astăzi ne întâlnim mai degrabă ca eu să vă consiliez încă nu să mergeți și cum să vă organizați în dreapta voastră, în așa fel încât povestea asta să nu fie doar pe spatele a 3-4 persoane pe care le știu eu pe vremea în care ANMCS-ul încerca să vă acrediteze și noi vream chestia asta, inclusiv cu coleg de la PSD. Sebastian, care are și el cabinet în Buzău și e afectat de decizia asta, pentru că el a murit și soluția lui a rămas cu povestea asta. Da, e colega voastră de Buzău, Diana Radu, care are hernie de disc și nu poate veni. Dar, atenție, el a dus bătăria cu mine să ținem drepturile, da. Deci, el sărac, da. Deci, oameni buni, țara e un balamuc. Deci, eu nu am cum să gestionez toate cauzele. Deci, voi trebuie să vă organizați de astăzi. Eu nu pot decât să gestionez niște lucruri minimale. Vă sună unul dintre voi pentru ce m-ați vorbit voi pe grupuri și așa. Deci, nu o să am timp să mă ocup de voi pentru că sunteți adulți, sunteți capacitățile voastre să vă ajutați singuri. Pentru mine este o chestiune de sănătate publică acum. Ăsta e motivul pentru care intervin. Nu conflictul profesional. Cine pe mine mă interesează că nu mai vin pacienți. Trebuie să funcționeze sănătatea. Sănătatea publică. Interes național. Exact. Ăsta e mesajul către mass media. Pacientul. Asta vreau să... Asta vreau să... Specialist. Un preț mai mare la un specialist care de fapt e nespecialist. Povestea care se construiește în spate. Deci noi dacă noi, deci noi, vă rog să înțelegeți specialitatea în sine. Și atunci, miza lor din 2017 de când sunt eu aici este ca aceste cabinete de medicină de dentară să dispară sau să meargă către lanță. Asta a fost de la început miza. Vedem așa. Nu interesează. Nu interesează. Da, uite,
că este printre cei care o susțin pe această doamnă și care tot timpul s-a bătut cu colegul lui de partid, pentru că Radu Sebastian era membru PSD. Deci atenție, toți suntem în aceeași oală, nu toți oamenii de aici sunt de rea credință. Deci asta este o problemă de nivel. Eu v-am dat exemplu fiind dintr-un alt partid, da? V-am dat exemplu că am dus lupta asta onestă ca să trăiască toată lumea și cei mici să aibă acces la sate și să puteți să faceți și acolo bine pacienților. Ceilalți au mers pe ideea, hai să-i luăm în lanțul, să-i ducem la Regina Maria, să-i ducem încolo, să-i măsurăm, să-i acredităm, să facem orice ca să moară. Deci asta a fost un plan pus la punct din 2017 de când sunt eu aici și pe care l-am oprit. În primul rând cu Timișoara, atunci când am început revolta ANMCS, până l-am găsit pe domnul Boș Level de la UDMR. UDMR prin Clara de la Mureș. De la Harghita. De la Harghita și am reușit să oprim ceea ce au făcut ei. Deci asta s-a făcut prin organizare. Voi aici aveți o problemă internă în cadrul colegiului, trebuie să vă rezolvați. Și numai prin Ministerul instanță? Sănătății, instanță, habar n-am. Pentru că problema asta o rezolvați pe asta și vine din nou. Atenție. Vine alta. Pentru că voi dacă nu determinați conducerea colegiului să vă consulte, voi sunteți în praf. Adică nu aveți nicio șansă. Voi intern. Conform regulamentului de ordine interioară, ei au obligația să facă un consultare înainte de a lua câte o decizie de genul ăsta. Clar că nu dau două parale pe voi. Sunt colegi care nu dau două parale pe voi. Dar ei trebuie să ne reprezint directive, pur și simplu, și la revedere. Haideți să ne opriți la scurt. Deci, haideți să fim la chestii practice. Aveți două lucruri. De comunicat astăzi cu Vascovia, de comunicat apoi în teritoriul cu colegii. De unde sunteți? Timișoara, Buzău, Călăraș, Buzău, Oradea, Galați, Călăraș, Oradea, Neamț, Mircea, da, București. Deci aveți parlamentar peste tot. Toată lumea trebuie să știe problema voastră. Atenție, un mail nu este mesaj. Nu citește nimeni. Ați dat mail, aveți un număr de telefon, vă sunați la cabinetul parlamentar pe numărul de seară. Vreau să vorbesc personal cu domnul deputat, cu domnul senator. Nu poate, nicio problemă, vreau doar să-l aud la telefon. Nu trebuie să vă întâlniți cu el, dar trebuie să vă asigurați că a vorbit în stomatul ăla. Aude la telefon. Asta nu există, da? Oamenii pierd meritul, se uită, o să zică că e spam, vacanță parlamentară, o să zică orice. Deci, iulie și august, voi aveți paciență, aveți programări și sunteți într-o situație de malpraxis din cauza acestei decizii. Deci, partea asta nu se rezolvă că am venit noi aici. Deci trebuie o presiune constantă și trebuie să